Și recent a zis mama ca imediat după, în a doua zi, lumea să ajungă la spital cu diverse afecțiuni digestive. Spuneți-ne, ce ar trebui să mâncăm pentru început, în prima zi de Paște, după ce revenim după un post atât de lung? Dacă aș spune ce ar trebui, n-ar mai oameni ar fi demoralizați, pentru că de obicei prima zi de Paște este o zi în care se mănâncă greu, mult, total inadecvat față de, într-adevăr, față de o perioadă de post, cine a ținut, în care mâncarea a fost exclusiv de origine vegetală, organismul a fost lăsat să respire. Practic, asta ar fi una dintre marile beneficii ale postului, detoxifierea. De fapt, asta înseamnă să nu îți mai încarci organismul cu toxine provenite din alimentele de origine animală, în speță. Spuneți-ne ce ar trebui să mâncăm în prima zi de Paște, ce ar trebui să mâncăm dimineața, la prânz și seara, având în vedere și tradițiile care sunt la noi. Diferența e făcută de cantități. Pentru că chiar și acele mâncăruri grele, cu multe calorii, cu multe grăsimi de origine animală, pot fi tolerate de organism dacă sunt administrate niște cantități rezonabile. Dacă la micul dejun mănânci un ou și niște verdețuri, ai ceapă verde, ai roșii, ai ridichi, o felie de pâine, deja ți-ai făcut un mic dejun rezonabil, o bucățică de brânză, ai un dejun echilibrat, un mic dejun echilibrat. La masa de prânz, tradiționala friptură de miel, care are multă grăsime, și aici, de aici se începe dezastru, pentru că de obicei indigestiile sunt date de această avalanșă de grăsimi, combinate și cu proteine și udate cu alcool, în cantități considerabile. Deci dacă te limitezi la o cantitate rezonabilă de carne de miel, să spunem, aici vorbim de 100 de grame, 150 de grame, alături de o salată, și ai băut un pahar de vin, te poți considera pus pe linia de plutire pentru alte zile în care să mănânci din nou cantități, poate ceva mai mari din aceste alimente. Preparatele dulci ar fi bine să nu fie asociate cu mesele, adică nu mai aducem și încă grăsimile din creme și din torturi și din nu știu ce și zaharul peste aceste proteine și grăsime pe care am adus-o din carne, o lăsăm eventual pentru gustările dintre mese. Și la masa de seară, drog, de exemplu, care iarăși este o problemă pentru că este proteină în cea mai mare parte și ar trebui combinată cu o sursă vegetală, adică din nou cu câteva verdețuri, cu salate, deci ceva care să ajute la digestie. Trebuie să înlocuim mielul cu ierburi sau curcanul? Are un efect benefic? Cu curcanul, da, pentru că este o carne mult mai slabă, o proteină care se digeră mult mai ușor, o proteină valoroasă. Deci diferența este mare de compoziție, carnea de miel și cea de ierb este grasă. Asta nu avem cum să Deci modelăm. ierbul înlocuit cu mielul nu face prea mare față. Este cam același lucru. V-am spus, dar acum eu nu aș vrea să înțeleagă lumea că nu e bine să mănânci miel. Dar cel puțin să nu exagerezi, mai ales dacă ai ținut post, pentru că faci o criză biliară foarte ușor, chiar dacă nu ai o sensibilitate particulară, dar după o perioadă în care colecistul nu a fost solicitat foarte mult mâncând mai mult verdețuri, când vii cu alimente grase, organismul este obligat să le proceseze, trebuie să facă ceva cu ele și atunci va secreta bilă în exces, se vor produce niște tulburări interne care pe mulți costă de la simple sau complicate indigestii până la crize biliare, pancreatite și așa mai departe. Ați vorbit mai devreme și despre băutură. Ce ar trebui să consume românii la masă? Ce ar fi mai bine pentru digestie? Bere, vin, dacă vin de care, roșu, alb, roze? Recomandarea mea este către vin roșu, care este poate singura băutură alcoolică ce are și efecte benefice asupra organismului constatate prin studii, evident atunci când este consumat cu moderație. Asta însemnând la nivel de 2-3
ai 3 pahare pe zi pentru bărbați și până la 2 pahare pentru femei. Prin prezența acelei substanțe numite resveratrol, care se găsește în struguri și care are un efect antioxidant puternic, protejând împotriva bolilor cardiovasculare. Deci un consum în mod regulat de vin roșu, la nivelul amintit, are efect protector, are efect benefic. Apoi, ce depășește, deja intrăm într-o zonă în care nu mai este chiar așa de sănătos. Tăriile sunt opționale, nu sunt neapărat o alegere bună. Și nu au un efect digestiv, așa cum se spune. Nu. Sunt, pur și simplu, intră în categoria opționalelor, nu sunt recomandate. Deci, nu, ca medic, nu pot să recomand să consume cineva o tărie. Dacă dorește să o facă, este problema lui, dar să aibă grijă să nu depășească niște cantități rezonabile, 50 de mililitri, să spunem. Totuși, ce cantități ar trebui folosite, ar fi de mâncare, mă rog, și băutură, nu este cazul, pentru diverse categorii de vârstă, începând copii, tineri, adulți, să spunem și pensionari din vârsta a treia? Cantități, dacă ne referim la carne, de exemplu, copii până într-o 100 de grame, pentru adultul sănătos se poate merge prin un spectru de 150, maxim 300 de grame la o masă. Persoanele de vârsta a treia se întorc la cantități mai rezonabile, 150-200 de grame. Acestea ar fi... La verdețuri nu există limite, aici se pot consuma cantități după pofta inimii. La o, să zicem, în această perioadă în care este tradiția să mâncăm ouă înroșite și așa mai departe, se poate merge până la 3 ouă pe zi. Trebuie să ținem cont că aceste ouă se mai regăsesc și în alte preparate, adică în drop se pune ou, în cozonac se pune ou, în pască se pune ou, deci s-ar putea per total consumul de ouă să fie mult mai mare decât cele pe care le consumăm ca atare. Deci, așa, din cele ou, pur și simplu, la 3 ouă pe zi, pentru persoanele care nu au probleme digestive, ar trebui să nu fie o problemă. În schimb, albușuri se pot consuma fără o limită. Albușurile se digeră mult mai ușor, conțin numai proteină și dacă cineva vrea să mănânce doar pentru plăcerea de a ciocni ouă, măcar să mănânce doar albușul, care nu pune probleme pentru digestie. Albușuri? La dulciuri este iarăși, intrăm în categoria alimentelor opționale, nu există niște indicații anume, ci să nu se depășească niște limite de bun simț, adică nu mănânci un cozonac întreg, mănânci două, trei felii dacă dorești. Iar dulciurile concentrate, de genul ciocolată, bomboane, mai știu eu ce, sunt rămân la nivel de câteva bucățele pe zi, pentru că ele aduc foarte multe calorii și oricum în perioada asta vrând nevrând ajungi să depășești cu mult nivelul caloric obișnuit. Dacă mai introduci și dulciuri, deja se ajunge la câteva mii, 3-4 mii sau chiar mai multe calorii pe o zi și nu este de mirare că mulți oameni se întorc câteva kilograme în plus doar după câteva zile de excese culinare, ceea ce nu este deloc sănătos, pentru că în fond sărbătorile nu înseamnă să te îmbuibi, ci doar să te bucuri printre altele și de mâncarea mai specială. Fie bine ca pentru toate celor 3 zile de Paște să mâncăm gradual, dacă pe tot vrem să creștem nivelul de hrană? Ar fi indicat să începem prin a schimba raportul între alimente de origine vegetală și cele de origine animală. Că în prima zi după post să nu trecem brutal către un regim foarte bogat în alimente de origine animală. Adică carne, organe în formă de drob și așa mai departe. Ci să păstrăm totuși ca bază legumele. Ca apoi, când organismul începe totuși să obișnuiască, putem să creștem un pic cantitatea de alimente de origine animală, pentru că organismul începe și să obișnuiește, să reobișnuiește cu aceste alimente. Ce să facă persoanele care vor să se mențină totuși sănătoase și cu o siluetă care au intrat în Paște să și iasă, după masa de prânz, să spunem, ce activități ar trebui să aibă ei?
În primul rând, ar trebui să uite la ce mănâncă la masa de prânz, pentru că nu are nicio logică să te îmbuibi și după aia să zici că arzi calorii, te duci să te plimbi sau... Diferența este cum să spun, total în defavoarea mișcării. O oră de mers pe jos îți consumă 200 și ceva de calorii, în timp ce masa de prânz poate să ajungă la 1000 de calorii ușor, dacă ai mâncat și dulciuri, dacă ai mâncat consistent. Deci, în niciun caz nu anihilezi printr-o simplă plimbare. Mai bine mănânci moderat, în cantități mai reduse, dar gust din tot ce îți face plăcere și rămâi activ. Adică nimeni nu spune că nu te poți duce la antrenament dacă ești un om care practică sport, sau să măcar să te miști, să te plimbi, să faci orice, ca în afară de a sta pe canapea și a aștepta să se depună grăsimea. Deci trebuie să ieșim afară în aer liber și să facem mișcare, să mergem undeva, după ce facem un sport. Asta ar fi cel mai bun lucru pe care putem face oricând, nu numai zilele de Paște. Spuneți-ne cum am putea să, ce alte alternative de a găti putem avea la masa de Paște folosind aceleași ingrediente, dar ca să avem un aport calorii mai. Da, există câteva preparate la care putem să facem niște modificări în forma de gătit, încât să mai salvăm câteva calorii. De exemplu, friptura de miel, care de obicei presupune și adăugarea de ulei ca să se rumenească și să aibă un gust mai bun, poate fi făcută pe grătar sau poate fi făcută sub formă de ciorbă și în final rezultă un produs cu mai puține calorii. Drogul, care se face din organe de miel și care conțin totuși colesterol, conțin o cantitate mare de proteine care ar putea să pună probleme la cei care au predispoziție către un nivel mai mare al acidului uric. Acestea pot fi făcute din organe de pui. Deci ficare, pui și pivote. Este un produs care are mai puține calorii decât drogul clasic. Apoi, un cozonac, dacă mâncăm cozonac simplu și nu mâncăm cozonac cu nucă, diferența de calorii se simte. Iar dacă avem un preparat dulce și care să nu aibă totuși atât de multe calorii precum cozonacul, care ajunge undeva la 300-400 de calorii pe 100 de grame, o tartă de fructe este un substitut rezonabil și la fel de gustos. La alcool, dacă îl îndoim cu apă, deja salvăm o bună parte din calorii. Deci, practic, din orice se poate găsi o alternativă mai slabă. Și un truc pentru cei care au tendința să mănânce mult este ca să-ți începi prin a spune în farfurie salată. Deci, aproape la toate mesele de Paște există și o salată. Și atunci dacă în acea salată, care se spune că nu e făcută cu foarte mult ulei, îți umpli farfuria, o să fii tentat să pui mai puțină carne sau mai puțin cartofi, pentru că deja ai farfuria plină și psihicul nostru funcționează în favoarea noastră în acel moment, salvându-ne de a pune mult din alimentele cu multe calorii. Iarăși, apropo de cartofi, dacă în loc de a face cartofi prăjiți, facem o piure sau cartofi natur, dintr-o dată valoarea calorică este considerabil mai mică. Este preferat să nu mâncăm la aceeași masă și ciorbe de miel și drop sau un alt preparat de miel, friptură de miel sau orice altceva? Da, ar fi de preferat, pentru că îți dublezi practic cantitatea de carne, cantitatea de grăsime pe care ți-o aduci. Mai bine mănânci un singur fel mai consistent decât două care oricum au mai mult sau mai puțin aceeași valoare calorică. Este adevărat că ar trebui să nu ne ridicăm sătui de la masă, iar după aceea, aproximativ 20 de minute, jumătate de oră, senzația de foame dispare? Este un lucru constatat, faptul că senzația de sațietate începe și se instalează la 10-15 minute din momentul în care începi să mănânci. Deci dacă te așezi la masă foarte înfometat și mănânci foarte rapid,
Până când organismul tău începe să-ți dea semnale că e sătul, tu deja s-ar putea să fi mâncat o cantitate prea mare. Și de aceea e bine să nu ajungi să mănânci atunci când îți este foarte foame, ci să te așezi la masă mai relaxat. Asta înseamnă să ai niște gustări între mese care să-ți aducă niște energie intercalată între mese. Și în felul ăsta poți să-ți controlezi mai bine aportul de energie. Pe de altă parte, nu te ridica, să nu zicem neapărat sătul, dar îmbuibat de la masă, este un principiu de viață pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi. Asta, să te oprești în momentul în care simți că începe să-ți fie bine, dar nu că pleznești de atâta mâncare, înseamnă că ai mâncat suficient. Este cea mai bună metodă pentru a-ți controla aportul de alimente. La ce oră ar trebui să începem masa? Adică până la ce oră ar trebui să luăm cina? În mod curent, nu există o contraindicație sau o indicație clară în privința orei, atât timp cât mănânci controlat și niște cantități rezonabile pe durata unei zile. Problema se pune atunci când mănânci mese consistente, adică dacă cina este foarte consistentă, cu multe calorii, atunci e bine să o mănânci până în ora 7-8, ca să mai rămână câteva ore până la culcare, să înceapă procesul de digestie. Altfel s-ar putea să ai un somn mai agitat. Pentru noaptea de înviere, multă lume vine de la înviere, de la lumină și se pune la masă. Acolo este bine să mâncăm, nu este bine, ar trebui să mâncăm doar anumite preparate, ce ne sfătuiți? Nu, din punctul meu de vedere nu ar trebui mâncat. Adică este o noapte ca oricare alta. Dacă ai senzație de foame, mănânci un măr sau să faci un sandwich sau bei un iaurt, dar nu neapărat să te așezi la masă să mănânci ca o masă de prânz. E totuși o noapte. Adică chiar dacă are o semnificație religioasă anume, dar în cursul anului, pur și simplu o altă noapte, în care tu te-ai așezat la 12 noaptea și mănânci 700 de calorii. Și apoi te trezești dimineața cu probleme digestive. Pentru cei care au în mod curent probleme digestive, ce-i sfătuiți să mănânce de Paște? Au interzis la anumite alimente pentru a le fi bine? Adică, lăsând la zile la o parte, ce ar trebui să mănânce? Bun, depinde ce fel de probleme digestive. În principal, orice persoană cu probleme digestive își cunoaște intoleranțele și alimentele pe care nu poate să le consume și atunci aceștia nu ar trebui să-și modifice în mod substanțial regimul alimentar. Ar trebui să meargă pe aceeași linie. Dacă știi că îți fac rău ouăle, nu te apuci să mănânci doar că e Paște. Dacă ai diabet, nu mănânci un cozonac și nici măcar o felie, pentru că îți dezechilibrează diabetul. Dacă ai probleme hepatice, nu bei vin doar că e Paște.